Hei, salut prieteni! Astăzi am revenit cu o propunere pentru o nouă serie pe canal. Se va numi Filme Horror bazate pe povești adevărate. Și dacă o să vă placă, vă rog să dați like videoclipului ca să știu dacă merită să continui cu această serie. Să începem! Primul film ales pentru seria aceasta este Exorcismul lui Emily Rose. Filmul etala suferința ei din cauza mai multor ritualuri de exorcism pentru a putea fi eliberată. Chiar și cu statutul său de numărul 1, filmul a avut voturi amestecate de la furnicătorii pe coloană până la plictisitor. Chiar dacă ți-a displăcut filmul sau nu, adevărul este că a fost bazat pe o poveste terifiantă și adevărată a unei tinere posedată de diavol. Adevărata Emily Rose se numea Annelise Michel. A fost o femeie tânără și frumoasă pe drumul unei cariere în învățământ. S-a născut pe 12 septembrie anului 1952, într-un sat micuț din Bavaria. Crescută în Germania, tatăl ei conducea o moară și familia toată era de religie catolică. Annelise a avut o copilărie normală și în timp ce creștea devenea din ce în ce mai religioasă. La vârsta fragedă de 17 ani, viața lui Annelise s-a transformat într-un coșmar. A început să aibă crize ciudate în timpul nopții. Descria simptomele ca paralizie, o greutate enormă pe piept, corpul ei devenind rigid și nu putea să vorbească. Doctorii de la clinică de psihiatrie au diagnosticat-o pe Annelise. I-au spus că suferă de crize epileptice. După apariția celei de-a treia crize, și-a petrecut aproape un an în spitalul psihiatric. În timpul șederii sale în spital, a început să vadă fețe demonice, în special în timpul rugăciunilor sale zilnice. Mai auzea și voci care îi spunea că este blestemată. Doctorii au început atunci să treacă pe tratament medicamentos anticonvulsie. Frustrările lui Annelise au început să crească atunci când medicamentația nu o mai ajuta cu nimic. A început să vadă din nou fețe demonice și a devenit din ce în ce mai deprimată. Odată eliberată, Annelise s-a întors la liceu în toamna anului 1970. A absolvit și s-a mutat la oraș ca să poată frecventa universitatea. Convinsă că medicamentația nu o să o ajute să iasă din starea în care se află, a început să creadă că starea ar avea o legătură spirituală. A cerut ca biserica să facă un exorcism, dar au refuzat și au sugerat ca ea să treacă la o viață mai religioasă. Stările lui Annelise au început să se amplifice, începând să se automutileze, să muște membrii ai familiei, să mănânce muște, cărbuni și păienjeni. Și chiar a mușcat până a decapitat o pasăre. De asemenea, începuse să-și rupă hainele de pe ea, lătra ca un câine timp de zile întregi. Câteodată și urina pe podea, după care lingea podeaua. Începuse să doarmă pe o podea de piatră ca să plătească pentru păcatele altora. Aceasta era o practică a lui Annelise de 5 ani de zile deja. Mai începuse să-și distrugă orice simbol religios, crucifixuri sau tablouri cu Isus. După 5 ani de chinuri groaznice și întâmplări teribile, părinții ei au început să vorbească cu diversi preoți și au cerut un exorcism. Biserica, înainte să aprobe un exorcism, cere ca posedatul să aibă anumite puteri, printre care puteri supernaturale, să vorbească în alte limbi și să aibă reacții violente atunci când vede obiecte religioase. În sfârșit, după ce au declarat-o pe Annelise posedată de demoni, în septembrie 1975, episcopul Joseph a ordonat ca un exorcism să fie făcut și această misiune a fost cedată pastorului Ernst Alt și părintelui Arnold Renz. S-a spus că numeroși demoni aveau control asupra corpului lui Annelise. Exorcismul a început în septembrie și a continuat până la sfârșitul lui iunie în 1976. Timp de 10 luni, ritualurile se desfășurau o dată la o săptămână sau două și câteodată durau până la 4 ore o singură ședință. În multe dintre aceste ședințe, Annelise avea atacuri puternice și trebuia legată cu lanțuri. În timpul ritualurilor, Annelise vorbea cu o voce demonică în diferite limbi străine,
inclusiv câteva care au murit cu mulți ani în urmă. Sănătatea lui Annelies începuse să se deterioreze. În timpul celor 10 luni de exorcism, ea refuza să mănânce, spunând că demonii nu o lasă. De asemenea, își rupsese rotulele de la ambii genunchi după ce făcuse aproximativ 600 de genoflexiuni. Între timp, îi dăduse o scrisoare preotului, spunând că nu mai vrea să meargă mai departe cu exorcismul. A vorbit despre Fecioara Maria, care venise la ea și i-a oferit două alegeri: să fie de îndată eliberată de demoni sau să lase posedarea să continue pentru încă puțin timp, ca să iasă la iveală pericolul și puterea demonilor, pentru ca întreaga lume să afle și să salveze suflete. De asemenea, Fecioara Maria i-ar fi spus că înaintea morții sale va fi eliberată de demoni și va muri în pace. Annelies a decis să rămână posedată și exorcismul a fost oprit. A și precis data și ora morții sale. A murit cum i s-a prezis, la miezul nopții, pe 1 iulie 1976, exact ziua în care a prezis. Annelies a adormit în sfârșit, în pace, și nu s-a mai trezit. Avea pneumonie, febră și ultimele 10 luni de chinuri și-au spus cuvântul. Raportul autopsiei a confirmat că murise de subnutriție și deshidratare. O femeie tânără și frumoasă, care devenise aproape de nerecunoscut, cântărind 30 de kilograme. Niciun test care a fost făcut în timpul autopsiei, inclusiv un test microscopic la creier, nu a rezultat în aflarea motivului pentru care avea acele crize. O investigație a concis că Annelies a murit de foame și că dacă era hrănită forțat și acum ar fi fost în viață. Ambii părinți, pastorul și părintele, au fost acuzați de ucidere prin neglijență și procesul a început în martie 1978. Deși au fost introduse în proces și câteva secvențe filmate din exorcism, toți patru au fost găsiți vinovați. Au primit 6 luni cu suspendare. Exact înainte ca procesul să înceapă, mama lui Annelies ceruse ca fata să fie dezhumată. O călugăriță trimisese un mesaj părinților cu o viziune pe care a avut-o, în care spunea că trupul fetei era nedeteriorat și că se va dovedi că acesta a fost un caz supernatural. Cu scuza că a trebuit să-și îngroape fiica într-un coșciug ieftin și că vor să transfere trupul într-un coșciug mai drăguț, a reușit să primească permisiunea de a o deshuma pe Annelies. Deși nici părinții și nici preoții nu au avut voie să vadă trupul și nicio poză nu a fost făcută public, s-a spus că trupul s-a deteriorat ca orice altul. La data de 25 februarie 1978, corpul a fost deshumat și transferat în alt coșciug, făcut din stejar și decorat cu dantelă pe margine. Îngropată la doar 100 de metri de casa unde a crescut, mormântul lui Annelies este adesea vizitat. Cazul acesta a fost ultimul pe care Biserica Catolică l-a recunoscut oficial ca un caz de posedare demonică și unde a fost acceptat un exorcism. Printre ultimele cuvinte pe care Annelies le-a spus preoților ar fi fost și rugați-vă pentru mântuire, iar cuvintele unui copil pe moarte în fața mamei sale: mamă, mi-e frică. Hei prieteni, cam asta a fost tot și cu episodul de azi. Asta a fost adevărata poveste din filmul Exorcismul lui Emily Rose. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un like, un share, chemați-vă prietenii să se aboneze la canal, să devenim o comunitate cât mai mare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!